Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Să revenim, nu? Cum am promis, la mesajele primite de la ascultători vis-a-vis de ce voi să te faci când o să fii mare? Da, mă rog, am difuzat în urmă cu o oră multe mesaje de la copii cu visurile lor de viitor și au trimis și adulți foarte multe mesaje cu ce și-ar fi dorit ei să ajungă și, și ce au ajuns. Și ce au ajuns în cire din urmă și sunt atât de multe mesaje că am zis că e păcat să nu ne bucurăm de ele, astfel că acum, în minutele ce urmează, vă vom dezvolui și vouă ce și-au dorit ascultătorii noștri să devină și ce-au ajuns. Salutare! Eu, când eram mic, îmi doream să mă fac polițist. După aia, după ce am crescut, prima dată am fost agent de pază, apoi soldat, deci apoi polițist, ospătar, apoi șofer livrator, apoi m-am angajat din nou în armată, apoi șofer transport persoane în Iași. O grămadă de treabă. Acum sunt agent imobiliar. Toni din Iași, 37 de ani. Mamă, ce viață! Ai avut o viață? Unde, eu nu înțeleg de ce este fascinația asta la copii pentru uniforme, milițieni, paznici. Să prindă bandiții internaționali. Că văd în film. Da. Bună dimineața, băieți! Cristi este numele meu. Visul meu dintotdeauna a fost să fiu mecanic de locomotivă. Și slavă Domnului, 33 de ani am tras de trenuri de călători pe magistrala 2 de metrou. Am avut un vis pe care mi l-am dus la final. Vă mulțumesc, o zi bună să aveți. Mișto. Știu că se plătește bine, dar sincer să fiu, mi-ar plăcea mai mult să fiu mecanic de locomotivă de tren de suprafață, nu de metrou. Adică la metrou mi se pare așa, cam la metrou câștigi mult mai bine, da. Și asta e, și te pensionezi mult mai devreme. Adică na, ai și niște beneficii. La trenurile CFR ai și timp mult. Adică da. Am vrut să devin pilot militar sau medic și am ajuns medic de aviație. Mie mi se pare că e combinația perfectă. Ce mișto. Cum, mă, ce, medic de aviație? Da. E o glumă. Cum adică medic de aviație? Nu știu, poate lucrează în aviație, medic. Probabil lucrează în medic militar. Specializat în aviatori. Avea un spital de aviatori separat de militar. Apropo de să ne facem atlet, chiar am vrut să mă fac atletă și am ajuns contabilă. Carmen din Alba Iulia, mulțumim. Uite, și Nicoleta spune, eu vreau să mă fac vânzătoare și să vând pe datorie. În felul ăsta am exersat matematica, aha, pentru că calculam datoriile clienților imaginari de pe caiet. Și îmi doream să fiu poștăriță și să împart pensia în sat. Iar acum sunt medic. Ce mișto! Bun așa! Bună dimineața, băieți! În prima zi de școală, doamna învățătoare ne-a întrebat ce vrem să fim când o să fim mari. I-am răspuns că vreau să fiu gunoier. Menționez faptul că mă fascinau acei lucrători de la salubritate care mergeau atârnați în exteriorul mașinii dintr-un punct într-altul ca să colecteze gunoiul. Da. Deci eram fascinat de ei. Bine, între timp viața mi-a oferit alte surprize și m-a dus în cu tot o altă direcție. Acum am ajuns propriul meu angajat și cam asta e povestea. Vă salut! Eu văzusem într-un film de acțiune o scenă de asta cu unii mergând pe scara camionului cu automate în mână. Cu și când treceau gunoierii, mereu mă uitam fascinat, așteptam să scoată la un pistol mitralier. Ceva. Și mergeau într-o zi și să tragă o rafală. 10 km la oră. Bună dimineața, Europa FM. Eu am ajuns mare și tot n-am ajuns și am vrut să mă fac de când eram mic. Dar ce voi? Îmi doream să fiu musafir. Ce bune asta. Asta ne mai este câteodată. Asistentă medicală am visat să fiu de când injectam păpușile cu apă. Am 10 ani de când profesez, deci iată, visele devin realitate, ne scrie Teodora din Constanța, care a ajuns... Mișto. Asistentă. Am vrut să mă fac chitarist într-o trupă rock și am ajuns să fac cea mai plictisitoară slujbă din lume. Tehnician dentar. Scătă. Bun, la chitară la dinți. De fotbal. Salut, băieți. Salut. Sunt Marian din Elveția. Eu poate sunt printre puținii oameni care atunci când erau mici, ce și-au dorit a deveni la ora actuală. Deci eu mi-am dorit să devin arheolog, iar la ora actuală Dumnezeu mi-a ajutat și am devenit ceea ce mi-am dorit. Adică sunt șofer. Sunt șofer și descoper orașe pe patru roți. Dar arheolog am vrut să fiu când eram mic. Asta e umor elvețian ceva. Da. Stelul din ea și eu voiam să fiu avocat, am ajuns economist și acum îmi pare tare rău că nu sunt bucătar.
Aha. Bucătar putem să ne facem oricând, uite-te la mine și la Luca. Da, și uite și în curând și Zaf. Da. O poveste frumoasă, a avut top 3, zice, vânzător la magazinul de bulion, că tare mult bulion îmi plăcea să mănânc. Bulion? 2, să lucrez într-o fabrică de ciocolată, se înțelege de ce. Da. Și 3, profesor de matematică. Am ajuns să lucrez cu calculatoare, dar nu e weekend fără bulion și ciocolată. Bulion? Separat, evident. Bun. Cu matematica mai rar. Ce bun. Radu. Bună dimineața, sunt Laura din Piatra Neamț. Când eram mică, voiam să fiu vânzătoare. Eram fascinată de cântar și ambalat și împachetat. Pe urmă, mi-am dorit să fiu cântăreață. După doctoriță, mi-au trecut de toate. Iar acum sunt profesoară. Ok, bine. Am vrut să mă fac inginer și am devenit, dar din totdeauna lucrez ca tâmplar. Se câștigă mai bine și chiar îmi place ceea ce fac. Iar asta e cel mai important. Și da, confirm. Cel mai important, până la urmă, pentru copiii care mai fi pe frecvență, uimește șugurile, să facă ceea ce le place să facă. Asta și e la, da, versiunea exact ideală. Și la care pot să învețe de plăcere, meșteșugurile se plătesc atât de bine în lumea modernă, nu înțeleg de ce nu este mai mare, cum să spun, preocupare pentru asta. Bună dimineața, băieți, mama voia să mă fac preot, iar eu doctor. Am lucrat pe rând electrician, jandarm și acum sunt șofer de autocar. Asta e. O zi frumoasă, Adi din Brașov. Bună dimineața, Europa FM. Eu aș vrea să mă fac preot și mama mă obligă să ascult Europa FM. Sunt Gabriel din Suntana. Hai, Doamne, ajută! Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.